Hai să vină și copilul aici să... Ei! Nu mai vine, că... Ce oră? Ce oră ne uităm? Maricol, cum e zăpada? Zăpada? E foarte bună. Se curăță foarte bine. Cât e de mare? 25-22 de centimetri. Uite aici. Da, mă, că se râdește de mine, mă! Dacă ce filmez eu pe tine, dă-i drumul la aia. Mă aude și pe mine vreun coleg? Aici, mă. Dar nu-i curăța, mă. Eu dacă merge cu căruța mai tare decât mine, să mă ia naiba. Ce zice, mă? Să-i dau prin stație? Dă-i lu' ăsta cu căruța prin stație. Îl trag în blitz. Poate sparge geamul la mașină. Da. Oprește. Așa de bine au curățat. Da. Așa de bine au curățat drumul la tu în gură să-i put. Opresc camera. Da, opresc. Salvare. Ia asta, dă-i rec. Spune cauciuc.
La cum e drumul? Foarte prost. E curățat cumva? Nu e curățat, de aici din Reșița și până sus la Soceni nimic. E gheață jos. Ce o să faceți acum? Așteptăm o mașină de la dezăpezire să ne ajute cumva. Foarte rău, după cum vedeți. A rămas aici. Ce să facem? Așteptăm să vină mașina. E normal, plătiți taxe, impozite? Plătim normal, și taxele mari la mașini. Degeaba. Ce să facem? Asta e, stăm. Extraordinar. În prezent, niciun drum din județul Craiova Severin nu este blocat, chiar și tronsonul de drum județean cuprins între Prislop și Semenic a fost redeschis circulației în această dimineață. Despre cele trei autotrenuri rămase pe DN58, Reșița Caransebeș, cine puteți spune? La scurt timp, două dintre cele trei autotrenuri s-au pus în mișcare, iar în prezent, polițiștii acordă sprijin pentru punerea și celui de-al treilea în mișcare. Agent principal, Cărbunar Oancuța, purtător de cuvânt IPJ Craiova Severin.